Câteva lucruri din acest pasaj sunt clare, anume, 1. Pentru Israel și Ierusalim, Dumnezeu hotărăște o perioadă de har de 70 de săptămâni. 2. La sfârșitul acestei perioade, va avea loc ispășirea păcatelor. Ispășirea păcatelor coincide cu ungerea celui numit Sfântul Sfinților. 4. Perioada profetică începe la data decretului de rezidire a Ierusalimului. 5. Spre sfârșitul acestei perioade, mai exact în ultimul ei segment, cel numit unsul, va fi stârpit, adică ucis. După stârpirea unsului, niște cuceritori vor nimici Ierusalimul și templul. Dar că în acel ultim segment, unsul va face un legământ cu mulți. Stârpirea unsului va avea loc la jumătatea săptămânii, când va pune capăt sistemului ceremonial al jertfelor de la templu.